Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal Parfumat, unde povestim de obicei despre parfumuri și astăzi, din nou, discutăm despre parfumuri. De această dată fac un video, cum mai fac eu din când în când, un video în care includ și parfumuri actuale și parfumuri arabești, dar vreau să vă arăt și niște sticle vintage, niște parfumuri vintage, să vorbim puțin despre ele și să vă arăt niște rarități și niște comori, dar și parfumuri actuale. Și chiar o să încep cu un parfum pe care l-am de mult timp pe wishlist, un parfum pe care l-am tot testat în Douglas. Prima dată l-am testat la Mihaela și de atunci mi s-a pus pata pe el, dar uite că i-a venit și timpul. Nu l-am purtat încă, dar l-am tot testat de multe ori și știu că persistă și că este gurmand, dar și proaspăt totodată. Este vorba despre Jardin Bohème, Rendezvous Nocturn. Parfumurile acestea puteți să le testați în Douglas. Să știți că mi-au plăcut mai multe. Îmi plac și cele de vară cu sticlele alea colorate. Știu că este una roz care mi-a plăcut. Sunt unele tropicale. Dar aici avem așa. O combinație de marshmallow, citrice, ilang ilang, iasomie, trandafir și o bază de vanilie, patchouli și moscalb. Este asemănat pe Fragrantica cu, stați așa, Lady Million. Nu sunt de acord. Lady Million mie îmi place foarte mult în deschidere, dar nu prea îmi place cum se usucă. Cu mărul de la Nina Ricci, nu știu cum se numește, dar și cu Juliet Has a Gun. Mai mult l-aș duce în zona asta de Juliet Has a Gun. Dar acesta este cu deschiderea asta de bezele și citrice, mi se pare mai mult în zona lui Princess de la Killian, dar nu neapărat ca și miros, pentru că acela are deschiderea proaspătă, citrică, dar se usucă cu bezele dulci pudrate. Eu simt și niște cafea. Ce avem aici? Nu știu. În fine, o să-l port și vă mai povestesc despre el. Ideea e că îl duc în zona aia de parfum gurmand de vară. Pentru că are bezele, dar are și citrice, este și proaspăt, este și dulce. Pentru persoanele care iubesc parfumurile dulci și vara. Și chiar este un parfum foarte frumos. Aveți ocazia să testați în Douglas și vă recomand să testați și altele, pentru că sunt multe la Jardin Bohème, iar acest Rendezvous Nocturn a fost favoritul meu din cele pe care le-am testat. Trecem la următorul parfum, care este de la Ashmal. Este un parfum pe care care mi-a atras atenția de multe ori pe Military Shop, îl tot vedeam acolo. Un parfum cu piper roz, cedru, trandafir, ananas, iasomie, santal și mosc. Acesta este parfumul și să știți că îl văd foarte potrivit în perioada caldă. Este dulce, dar nu este foarte dulce, este și fructat, este și trandafiros, dar are un trandafir tânăr. Mi se pare lejer, light, luminos, proaspăt, dulceag, dar foarte potrivit pentru perioada caldă. Este un parfum elegant, floral, fructat, pe care o să-l port și cu siguranță o să revin cu impresii despre el. Văd că arată pe Fragrantica că ar semăna cu cinema, Yves Saint Laurent sau cu Serpentin de la Roberto Cavalli sau cu Dolce Vita. Nu l-aș duce în zona Dolce Vita, din ce țin eu minte Dolce Vita, pentru că s-au tot reformulat parfumurile astea și este nebunie. Dar da, este un parfum feminin, elegant, floral, fructat, potrivit pentru perioada caldă și chiar o să-l port.
Mai departe vorbim tot despre un parfum de la Ajmal. Foarte rar am testat parfumuri de la Ajmal și cred eu că era momentul să mai descoperim și altceva. Așa arată cutiuța, așa arată sticluța, este foarte drăguță. Îmi place cum arată. Îmi place. Și parfumul se numește Musk Silk, dacă nu mă înșel. Da, are ca și note lăcrămioare, balsam, tolu, vanilie și note pudrate. L-am pe mână acum. Și este foarte puțin citric, este balsamic mai mult, dulceag, plăcut, relaxant. Foarte bine miroase și mi se pare foarte potrivit pentru vară. E balsamic, deci miroase tare bine acesta. Parfumul, sunt curioasă cum se dezvoltă. Parfumul de la Ajmal mi se pare că se duce foarte mult în trandafir. Un trandafir proaspăt ce-i drept și nu este simplu, dar îmi place mai mult cum miroase uleiul acesta. Se îndulcește, deci este foarte frumos uleiul. Pe acesta nu vi l-aș recomanda blind, sincer. Testați-l înainte. Pentru că nu pot să zic că mă dă pe spate, că e wow. Dar miroase bine și este potrivit pentru perioada caldă. În schimb, uleiul acesta m-a cucerit, adică miroase super bine. E floral, dar balsamic și dulceag și clean. Sunt curioasă cum se dezvoltă el. Dacă proiectează, pentru că nu am folosit până acum uleiuri de la Ajmal, nu mai țin minte oricum, nu cred. Sau n-a fost nimic care să mă cucerească încât să-l țin minte. Dar îmi place cum miroase, să știți. E numai bun de vară, dar mi se pare și cozy pentru perioada rece. Îl folosesc și promit că vă povestesc despre el. Probabil că o să-l folosesc așa pe mâini, pe închieturi, o să mi-l pun în palme și o să-mi dau și prin păr. O să-l port într-o zi și revin cu impresii pentru că îmi place foarte mult cum miroase. Trecem la următorul parfum, care este acest Serenité Fraîcheur Équilibré de la Clara. Și avem aici ca și note busuioc și lămâie în deschidere, iris în mijloc, cedru și benzoin în bază. Mie mi se pare destul de acvatic. L-aș duce în zona aia de fresh, acvatic, aromatic. Sau aș putea să-l duc și în zona aia de parfum fresh pentru bărbați. Mi se pare un pic masculin în deschidere. Nu știu de unde și până unde. Da, oricum este o apă răcoritoare. Da, se simte aromatic, se simte lămâie, dar v-am zis, e plăcut, dar nu e wow. Uite, acum, de exemplu, cred că combinația asta de iris cu cedru am mai găsit-o prin parfumurile pentru bărbați. Dar genul acela de miros, de ieșit de la duș, proaspăt ieșit de la duș, varianta pentru bărbați. Nu știu de ce mă duce în zona aia, e plăcut, e răcoritor, e fresh, e puțin acvatic. E citric, e aromatic, dar nu e wow. Adică e ok pentru vară, un parfum de zi cu zi, răcoritor, pe care să-l tot reaplici. Cam așa mă duce cu gândul la parfumul acela cu care se dă un bărbat, nu știu, care s-a bărbierit,
a gel de duș de bărbat în zona aia. Înțelegeți voi? Cred că o să-l dau băieților, pentru că tot mă duce cu gând. Și ca să vedeți, pe Fragrantica este de damă, nu este nici măcar unisex. Deși eu vă zic că pe mine mă duce în zona aia de parfum pentru bărbați. Următorul este El de la Yves Saint Laurent. Este un parfum cu următoarele note. Avem licii și zmeură în deschidere. În mijloc avem pomușoare sau merișoare, fructe roșii, iris și iasomie, iar în bază avem paciuli, benzoin și ambră. Pe acesta din nou l-am testat. Ce bine miroase! În deschidere este fructat. Miroase a iris cu fructe roșii. Mi se pare foarte elegant parfumul acesta și mi s-ar părea potrivit la un eveniment seara cu o rochie cu de această nuanță. Așa. Dacă vedeți voi bine. Chiar da. Am văzut că este asociat cu Midnight Poison de la Dior, un parfum pe care eu îl am, un parfum care nu se mai găsește și da, în uscare seamănă foarte bine cu acela, este în aceeași direcție. Este frumos, este elegant, este sexy, mi se pare foarte potrivit seara, deci este un parfum foarte, foarte frumos. Am o jumătate de sticlă aici de care să mă bucur, Doamne, că oricum nu apuc să le port și oricum trebuie să fac un declutter pentru că au tot intrat parfumuri în colecția mea și nu vreau să le țin. Neapărat trebuie să fac o curățenie în ele. Voi ați observat că eu cam așa fac. Vin unele, pleacă altele pentru că nu vreau să umplu casa. Și oricum, ați văzut că ultimele venite sunt cele mai purtate, deși când intru în dulap și găsesc unele pe care le-am mai de mult și nu le-am mai purtat și am uitat de ele, vai ce mă bucur, sunt ca la magazin, dar totodată am și unele pe care le-am înlocuit cu altele care îmi plac mai mult poate sau pur și simplu nu le mai port, în fine. Vreau să vorbim despre un parfum deosebit și rar de la Guerlain, o alegorie deosebită de această dată, lansat în 2004. Și este un aromatic verde. Uitați-vă ce sticlă și ce atomizor are, sper că vedeți, de ring light. Încă folosesc ring light, cred că o să-l folosesc toată vara dacă nu găsesc un alt loc în care să filmez. Aqua Alegoria Anisia Bella. Avem anason stelat, busuioc, ceai verde, lemn dulce, bergamot, portocală, cassis, violetă, mosc, iasomie și cedru. Da, este un parfum aromatic cu anason stelat. Ca și acorduri avem fin condimentat, proaspăt condimentat, anason, verde aromatic, citrice, mă rog. Chiar este un parfum aromatic, cum să zic eu, condimentat, proaspăt, plăcut, diferit. Deci eu n-am mai simțit în niciun parfum aroma asta. Cred că anasonul stelat este, cred că se simte foarte bine și busuiocul, este și dulceag, e foarte potrivit pentru vară și plăcut așa cum sunt cam toate alegoriile, doar că acesta nu se găsește. Haideți să vorbim și despre un parfum cu narcisă, din nou o aromă pe care nu am mai simțit-o în parfumuri, o narcisă clară, o narcisă naturală. Deci chiar se simte, este vorba despre Penhaligon și acum vedeți voi că unele sticle nu, de exemplu aceasta nu are capacul și nici aceasta, dar sunt niște arome deosebite și foarte frumoase și nu mă interesează sticlele neapărat, mai ales când au peste niște rarități.
Acest parfum redă foarte bine Narcisa în această sticluță simplă, fără capac și, cum să zic eu, amărâtă, ca să zic așa. Este un buchet de narcise. Este un parfum inspirat din evoluția narcisei. De la bulb, de la partea verde, până la floare. Și așa se și dezvoltă, din ce am observat eu. Mi se pare foarte frumos de purtat primăvara, dar nu numai, până la urmă sunt flori, poți să le porți oricând. Da, se simte întâi un iz verde, floral verde, și apoi înflorește. Deci este foarte interesant. Mi se pare atât de bine gândit. Am citit despre el și chiar așa este inspirat din evoluția unei narcise, de la bulb până la floare, și el așa se dezvoltă pe piele. Întâi se dezvoltă partea verde și ușor, ușor înflorește. Deci este foarte interesant. Nu vreau să insist pentru că unele parfumuri nu se găsesc, ba chiar despre restul o să vă povestesc pe repede înainte. Trecem mai departe și nu o să insist prea mult cu următoarele parfumuri pentru că sunt destul de rare, dar vreau să vi le arăt pentru că sunt deosebite și știu că sunteți pasionate de parfumuri și o să apreciați asta. La fel este și Ostara de la Penhaligon's. Este un parfum care nu se mai găsește, dar v-am zis, trebuie să știți așa despre aroma asta interesantă, despre cum s-au gândit ei să facă un parfum inspirat din evoluția unei flori și să fie pe piele exact așa cum evoluează floarea. Următorul parfum este acest Sublim de la Jean Patou, Eau de Parfum, un parfum de seară, un pic animalic, ambrat, cald, sexy, seducător, foarte, foarte frumos. Și haideți să vă arăt sticluța asta. Este o sticlă grea, este o sticlă groasă. Și ce mai scrie aici? Eau de Parfum. Așa arată sticluța, este foarte, foarte frumoasă și prețioasă. Și la fel este și capacul. Da? Vreau neapărat să vă povestesc un pic despre Caleche Eau de Parfum de la Hermès. Parfumul acesta mi-a adus aminte că, vreau să zic că eu consider că unele parfumuri de nișă acum se inspiră poate din parfumurile astea care au făcut istorie, pentru că am observat că am regăsit multe dintre parfumurile actuale, am găsit ceva din parfumuri vechi. Cum este și cu acest Caleche, dar și cu Sublim de la Jean Patou. Miroase a parfum foarte scump și Caleche se duce foarte mult în ceea ce înseamnă Tom Ford Metallic. Dar Tom Ford Metallic este foarte sintetic și exagerat de metalic. Tocmai asta vrea să fie și Tom Ford Metallic, un parfum aldehidic, clean, să zic așa, dar este exagerat de metalic și sintetic, pe când Caleche are o aldehidă curată. Este un parfum curat, confortabil, plăcut, ușor. Simt izul acela metalic, dar la modul clean, da, săpunos, curat, dar nu atât de sintetic și de atât de metalic. Da, îmi place mult. Știți că vă spun de multe ori că nu toate parfumurile vintage rămân în colecția mea, chiar dacă unele dintre ele sunt foarte
prețioase și scumpe și că poate aș putea să le păstrez, poate cândva o să le caut. Unele rămân pentru că îmi plac foarte mult și până la urmă, dacă nu, e altceva. Foarte bine miroase, pe când Tom Ford Metallic este metalic, metalic. Nu-mi place parfumul acela. Am mai adus în colecție o sticluță foarte drăguță, mai am una, cu un Mitsuko, dacă nu mă înșel. De această dată avem Shalimar Eau de Toilette, îmi plac foarte mult sticluțele astea, sunt foarte, foarte drăguțe. Și rare. Îmi place și cu miroase. Sincer, pe ăsta nu l-am luat cu gândul să-l port, dar miroase foarte bine. E un parfum de colecție. Mai departe avem Dune. O variantă veche cu dopul din asta. La fel, vreau să văd și eu cum este varianta veche. Îmi place foarte mult și sticluța. Mai am aici un Eau de Dolce Vita de la Christian Dior. Am mai avut o sticluță mică la care mi s-a stricat căpăcelul, nu mai pulveriza. Am mutat parfumul în alte sticluțe care la fel erau vintage și n-au ținut foarte bine și s-a evaporat și am pierdut parfumul. Deci îl am din nou în colecție și chiar o să le port, o să le vedeți prin parfumurile săptămânii. Și ultimul parfum pe care vreau să vi-l arăt este Azzaro 9 Eau de Toilette. Parfum Loris Azzaro Paris. Așa arată sticluța, este una dintre cele mai frumoase și mai elegante cu dop. Căpăcelul acesta foarte frumos. Despre miros nu știu ce să vă spun, că nu l-am purtat, dar pentru că parfumurile astea vintage au un miros de vechi atunci când le miroși la căpăcel sau așa, dar ele se dezvoltă foarte, foarte frumos, deci trebuie un pic de răbdare cu ele. Este foarte frumoasă sticla asta, din nou vă spun, am luat-o pentru colecție și îmi place mult de tot, dar cu siguranță o să văd cum este și parfumul, pentru că nu scapă el netestat. Și este valabil pentru toate. Uite, de exemplu, de-abia aștept să văd cum este varianta asta de Dune. Calej deja îmi place, este un parfum pe care o să-l port în această vară pentru că este soapy, clean, are un iz foarte interesant. Și vreau și floral și lemnos și vreau să văd cum se dezvoltă și o să vă mai povestesc despre ele prin voiam să văd cum se dezvoltă și asta. Miroase foarte bine uleiul. O să vă povestesc prin clipurile mele de parfumurile săptămânii. Sper că v-a plăcut clipul acesta. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Este gratuit și dacă vă abonați, puteți să apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când postez ceva nou. Și dacă doriți să susțineți acest canal, puteți să vă alăturați. Sunt acolo 4 tipuri de abonament. Dar butonul de abonează-te nu este un abonament plătit, este gratuit, contentul meu. Mai vin din când în când cu clipuri suplimentare pentru membri, pentru cei care doresc să susțină canalul și să se aboneze. Și cam atât. Sper că v-a plăcut acest clip. Vă aștept în comentarii, spuneți-mi dacă vă place să introduc aceste parfumuri vintage pe care eu le cumpăr și în clipurile acestea de haul sau nu, dacă sunteți așa curioase de cum arată sticluțele vechi, de parfumurile vechi sau despre parfumurile astea rare. Uite, de exemplu, Sublime și Kalesh sunt două parfumuri foarte purtabile pentru mine. Știți că nu îmi plac parfumurile alea vintage, grele, dar pe unele le găsesc super actuale și așa se întâmplă cu acest Sublime de la Jean Patou. Gata, ne vedem în curând cu un video nou, v-am pupat, să aveți o zi minunată! Pa, pa!